de dimineață, te ajută să scapi de greață și strește mora. Bună dimineața, bine v-am regăsit. O nouă cafea, eu spun că este chiar bună și o necesară acum, având în vedere și timpul de afară. Astăzi, după ce v-am plictisit cu tot felul de probleme serioase, foarte serioase, venite din zona aia, administrație politică, care deja începe să te facă să-ți bubuie capul, ne-am hotărât să mergem într-o altă zonă, în acea zonă numită România reală, economică, de unde, în mod normal, ne vine salvarea și de unde ar trebui să ne vină salvarea. În dimineața aceasta am invitat un antreprenor care chiar poate fi numit antreprenor, așa, eu aș spune general, dar nu în sensul de antreprenor general al unei lucrări, și un antreprenor care a făcut cam de toate, prin multe direcții, și de data aceasta vine cu o premieră. O să-l las pe domnia sa să spună care este premiera. O să vedeți și dumneavoastră titlul imediat în emisiune. Este vorba despre domnul Liviu Negelski. Bună dimineața! Mă bucur că vă revăd și în această postură de reprezentant al unei societăți care prezintă o premieră pentru județul Neamț și vă las pe dumneavoastră să ne spuneți care este această premieră. În cadrul unui proiect cu finanțare europeană pe programul operațional Capital Uman, am înființat o societate, o întreprindere, de fapt, care se numește Izocel Prodinstal, numele fiind un acronim al de la izolație celulozică, producție și instalare. Nu Isocel. Nu Isocel, nu. Da. Dar Isocel este o denumire consacrată, zic, în Europa. Sunt fabrici de izolație celulozică care se numesc Isocel și, sau care au în terminații sau în început acest Isocel, care este izolație celulozică. Vorbeam de acest program operațional care este administrat de un administrator de grant, care este fundația alături de voi din Iași, și prin acceleratorul de afaceri sociale. Această societate, această întreprindere, de fapt, este o întreprindere socială și de inserție. Bun, haideți să explicăm niște termeni. Deci ce înseamnă întreprindere socială și întreprindere socială de inserție? Pentru că noi vorbim aici, am discutat înainte, știm despre ce este vorba, dar poate că stând și explicând lucrurile astea se vor duce și alții în zona respectivă, care este o zonă care oferă posibilități în perioada aceasta. Acum, și într-un fel este încadrat în pilonul 4 din planul de redresare și reziliență. Deci cu atât mai mult. Cu atât mai mult. Exact. Ceea ce vreau să precizez este că în acest sens există o lege care stă la baza înființării unor astfel și funcționării unor astfel de întreprinderi sociale. Este legea 219 din 2015 a economiei sociale, care, conform tipicului românesc, a intrat în vigoare în 2018, pentru că nu am fost pregătiți pentru Forme fără fond. Exact. Forme fără fond. Adică facem formele și avem fondul. Exact. Ne-a cerut Uniunea Europeană să avem lege, am avut-o, dar am putut-o pune în aplicare abia în 2018 din varii motive. Dar este tipic românesc și probabil că lucrul ăsta nu se va schimba prea curând. Ori aceste întreprinderi sociale care sunt, de altfel, se spune, obișnuite în alte părți ale Uniunii Europene, motiv pentru care am și fost obligați la elaborarea unei asemenea legi, are câteva caracteristici care o diferențiază de întreprinderile clasice. Și anume, faptul că deservește un interes colectiv sau social, sau și social, faptul că numai o parte limitată din profit poate fi dată asociaților, respectiv mai 10% din profit poate fi alocat asociaților, dividendelor către asociați. Și restul? 90% rezervă statutară sau scopuri sociale. Foarte interesant. Deci, ai un profit, să spunem, de 100.000 de euro, da? Da. Dar 10... 10.000 de euro poți să-i distribui ca dividende acționarilor, dar 90.000 fie îl folosește rezerva statutară în sensul de a dezvolta afacerea,
fie că sau și, sau cu și, îl folosești pentru scopuri sociale. Adică iei banii respectivi și să spui 45.000 rezervă, da, pentru dezvoltare, alte investiții, etc. Și 45.000 scopuri sociale ce înseamnă? Adică să faci ceva pentru... Cu un aspect social, fie că încredințezi unui ONG, de exemplu, sau faci ceva pentru salariații proprii și o să vedeți că întreprinderea socială de inserție are persoane angajate din grupul vulnerabile și atunci sigur că sunt foarte multe nevoi pe care o întreprindere socială le poate asigura direct, nu are nevoie de acest ONG ca un vector, să spun, de prestații sociale. Și în general, optim este cam 60% din profit să-l aloci rezervei statutare și respectiv dezvoltării, dar și în aceste condiții, în, cum spuneți dumneavoastră, la 100.000 de euro profit, ar trebui să rezulte un 30.000 de euro care poate fi alocat pentru aceste scopuri sociale, inclusiv partii de educație, de exemplu, pentru că lucrând în industria aceasta verde, sigur că educația este o componentă importantă, reciclarea, economia circulară, componente importante sau concepte importante care, pentru care noi trebuie să fim educați, nu suntem încă nici măcar la nivelul suficienței, cu atât mai puțin la nivelul eficienței, din acest punct de vedere. E din păcate și o lacună de informare chiar la nivelul antreprenorilor. Multă lume trece pe lângă aceste informații. Și cred că așa cum s-a întâmplat în multe alte domenii. Da. Vă rog. O altă chestiune definitorie sau un alt parametru definitoriu al acestor întreprinderi sociale este că trebuie să promovezi o egalitate de șanse care se reflectă și în modul în care sunt salarizate aceste persoane angajate și care nu poate, iar raportul de salarii dintr-o asemenea societate, într-o întreprindere socială, nu poate depăși raportul de 1-8. Tocmai pentru a promova această echitate, să spun, și în materie de relații de muncă. O întreprindere socială de inserție este o întreprindere socială la bază care angajează persoane din grupul vulnerabil cel puțin în 30% din numărul de angajați. De exemplu, la 5 angajați trebuie să ai 2, la 6, 2 angajați din grupul vulnerabil. În general, noi optăm pentru angajarea în totalitate a unor persoane din grupul vulnerabile. Grupul vulnerabil înseamnă ce? Sunt persoane care, din vari motive, obiective sau subiective, sunt într-un risc major de a nu-și asigura nevoile elementare pentru existență. Pentru o existență decentă vorbim. Nu vorbim de nici de lux, nici de situații de insuficiență în sensul de lipsă de alimente, ci pur și simplu ceea ce definește, să spun, persoana umană, omul, persoana, personalitatea normală, care are niște nevoi bazale, zilnice, care trebuie satisfăcute. Ori persoanele care sunt în riscul de a nu-și putea fi, de a nu-și putea asigura aceste resurse, sunt considerate din grupul vulnerabil. Aceasta este întreprindere socială de inserție. Bun. Acum, n-ați aplicat pentru asemenea, program, ați câștigat. Mă rog, ați aplicat și ați fost selectați. Sumele? Suma de finanțare este 100.000 de euro, iar pe o contribuție asumată de 10.000 de euro, care, din punctul meu de vedere, a fost insuficientă și care se ridică pentru Izocel Pro din Stal, societatea, întreprinderea socială de inserție de care vorbim, la circa 30.000 de euro. Cam aici este suma care este necesară pentru un startup social. Cât de greu este să accesezi asemenea program? Cât de greu, cât de complicat este? Care sunt piedicile și care ar fi avantajele pentru cel care se implică într-o asemenea... Pentru cel care se implică, nu vorbesc pentru grupurile acelea care beneficiază de pe urma serviciului. Nu, Bălănescu, cred că sunt două momente pe care noi ne le însușim mai greu. Primul moment este cel al iluminării, să-i spunem așa, în momentul în care începi să înțelegi care este mecanismul de funcționare al asemenea fonduri și greu nu este deloc, numai că sigur există o parte birocratică, că întotdeauna este cerută în mod necesar de cel care îți alocă o finanțare, și dacă te duci la bănci, situația este aceeași, adică trebuie să prezinți anumite... aspecte birocratice, să spun, din ceea ce ai și din ceea ce ai dori să faci.
Cel de-al doilea element sau cea de-a doua componentă care este sensibilă, în special pentru noi români, este faptul că odată aplicat pentru un proiect, indiferent de care, pe fonduri europene sau pe fonduri norvegiene sau pe oricare tip de fonduri, comportamentul trebuie să fie unul adecvat în implementare. Ceea ce nouă nu ne prea surâde pentru că impune o disciplină de implementare. Disciplină care înseamnă în materie de cheltuieli, în materie de urmărire, în materie de alocare a resurselor primite, de transparență decizională și de implementare, lucru care nu întotdeauna convine antreprenorului român tipic, să spun, care în general are tendința de a dispune la fiecare moment pe bunul plac de banii pe care îi are sau pe care îi primește. Însă același lucru se întâmplă și înțeleg din discuțiile care le-am avut cu unii reprezentanți ai băncilor că aceeași problemă este și la bănci. Adică nu respectă practic destinația pentru care au luat un împrumut și atunci sigur apar divergențe cu conducerea băncii. Însă în mod particular pentru aceste fonduri europene, administratorul de grant, care în cazul de față este Fundația Alături de Voi prin acceleratorul de afaceri sociale, monitorizează în permanență modul în care implementezi și adevărat că monitorizarea este creativă, proactivă, de suport, numai că trebuie să fii perfect transparent și trebuie să fii predictibil, ceea ce iarăși predictibilitatea la noi este o problemă, pentru că trebuie să anticipezi ceea ce faci, dar trebuie să faci cunoscută intenția anticipativă înainte de a trece și de a face operațiunea pe care ți-ai propus-o. Ceea ce uneori pare stânjenitor. Nu este, pentru că există o disciplină financiară care în mod normal trebuie să respectată. Am înțeles. Bun. Haideți acum să intrăm în bucătăria dumneavoastră, dacă tot sunteți transparenți. Așa. Practic, ce faceți dumneavoastră? Fondurile acestea primite le-am direcționat pe trei direcții principale. Odată, cea mai mare parte cheltuieli de personal. 55% din finanțarea primită este pe cheltuieli de personal și revin și vă spun imediat care a fost rațiunea pentru acest lucru. 25% pentru achiziții de echipamente, iar diferența acoperă niște costuri fixe și variabile în diferite proporții, care sunt permise, nu proporțiile, ci alocările, care sunt permise de linie de finanțare. Parte din energia, din utilități, chirie și așa mai departe. De ce 55% din personal? Pentru că în momentul în care angajezi, și asta vă spun, este și o chestiune de reziliență antreprenorială, dacă vreți, în momentul în care angajezi personal din grupele vulnerabile, aceste persoane în urma lor sau în trecutul lor, fie n-au fost angajate niciodată, fie au schimbat mai multe locuri de muncă, din motive obiective sau subiective, pentru că aceste persoane din grupul vulnerabil, până la urmă, au niște tare în spate, fie probleme familiare, fie probleme personale, fie care subliminal îi apasă. Și atunci au un anumit comportament diferit. Ori adaptarea lor la o disciplină de muncă, la o muncă colectivă sau la o muncă individuală care trebuie să fie integrată colectiv, este un proces de durată. De durată necesită răbdare și resurse financiare. Pentru că, în mod obișnuit, un om obișnuit cu munca, să spunem, într-o săptămână, două, trei, începe să acționeze în mod coerent cu ceilalți, își cunoaște atribuțiile. Ce are de făcut, sigur, da. Sigur. Cel care vine dintr-o situație complicată pentru el, repet, din motive subiective sau obiective, care îl apasă și care îi creează probleme, vulnerabilitatea respectivă provine din problemele pe care le are sau se originează în problemele pe care le are, atunci durează ceva mai mult până să se integreze și într-un colectiv și într-o muncă colectivă care are niște atribuții precise și care trebuie până la urmă să aibă un rezultat colectiv satisfăcător, pentru că altfel sigur că toată această construcție este cel puțin deficitară, dacă nu prejudiciabilă pentru antreprenor. Ori din aceste motive este necesar un timp de o lună, două, trei, cinci, șase, până când aceste persoane își intră în ritmul obișnuit sau în ritmul necesar, să spunem, poate nu obișnuit, necesar muncii. Din acest motiv, 55% în planul meu de afaceri a fost alocat pentru partea de personal, pentru a avea răbdarea și resursele financiare de a educa aceste persoane din grupul vulnerabil, deci, să integreze. Să spunem că o parte din banii aceștia pentru cheltuieli de personal sunt bani pentru partea de
educație exact. A personalului exact. Acesta. Exact. Poate. Și de integrare în muncă. Și de integrare în muncă. Da. Deci dacă permit granturile asemenea cheltuieli, este foarte ok. Pentru că poți, dacă multiplicăm exemplul dumneavoastră, să rezolvi în mare măsură o problemă. Sigur că da. Și aici este o chestiune și sensibilă pe care am observat-o pe parcurs, domnul Bălănescu. Când am plecat la această construcție, am plecat-o dintr-o dorință de win-win antreprenorial, să spun. A fost și o parte de responsabilitate socială, pentru că am avut o fundație, și avem încă o fundație, care a beneficiat, cred că în 8 ani, de o finanțare generoasă, asigurată și de noi și de cei care din network-ul nostru personal sau de afaceri, cred că peste 200.000 de euro alocați pentru tineri și persoane de vârsta a treia. Am observat că rezultatul până la urmă este unul neglijabil. Acoperă o nevoie fără de fapt să rezolvă vreo problemă. Și atunci, în momentul în care am participat la aceste cursuri de antreprenori social, vă spun drept că m-am dus ca să vedem cum putem cheltui acești bani într-un mod mai eficient, incluzând eficacitatea în cheltuirea banilor. Adică până la urmă se cunoască ceva din aceste din această manifestare a unei responsabilități sociale, pentru că acești bani îi puteam folosi și altfel, nu neapărat în aceste scopuri, dacă nu au rezultate. Ori, aici, evident că este și o chestiune de atitudine a autorităților publice locale, care nu apreciază foarte mult acest fel de activitate, iar implicarea lor este una formală, în general. Însă, mergând la aceste cursuri de antreprenor social, am învățat ceea ce chinezii spun de multă vreme: cu îi place peștele, îi dai undița. Îi dai odată pește, să te convingi că îi place, după care îi dai undița să pescuiască. La fel cu aceste persoane din grupurile vulnerabile. Și vorbeam de un win-win antreprenorial. De ce? Pentru că acest startup social, de fapt, este la pachet cu o întreprindere mai mare pe care o avem, care este Fibratus Ecoul, și nu reușeam să asigurăm pentru această întreprindere normală, să spun clasică, personalul angajat, atât pentru producție cât și pentru instalarea izolației celulozice. Și ajungem la ce faceți, de fapt. Exact, exact. Și atunci acest startup social pregătește personalul și permite integrarea în muncă și în disciplina muncii a unui personal din grupul nevulnerabile, care apoi trece pe instalația mare, cum îi spunem noi, care are o valoare mult mai mare, și după aceea instalează această izolație celulozică. Nu toată produsă, pentru că cea mai mare parte se vinde în țară sau în afară, dar o parte cât mai importantă să fie instalată. De ce? Pentru că până la urmă este un marketing direct, în al doilea rând are valoarea adăugată cea mai mare. Ori aceste persoane din grupul vulnerabile, și aici a fost un lucru plăcut, surprinzător, în momentul în care se integrează, în momentul în care îi reduce expunerea de vulnerabilitate prin asigurarea unui loc de muncă. Și are o stabilitate financiară. Exact, exact. Să știți că au o rezerve de loialitate și de creativitate mult mai mari decât găsești în mod obișnuit la un salariat pe care îl angajezi pentru că ai nevoie, care îți pleacă după 2 sau 3 luni. Și în momentul în care, prin asigurarea acestei stabilități, își tamponează vulnerabilitatea într-un anumit procent, participarea lor, empatia și respectul de care se bucură îi determină, să știți, să fie mult mai loial și mai creativ și mai aplicați pentru muncă decât personalul, să spun, obișnuit sau cel pe care îl angajăm din necesitate și pe care îl angajăm în baza unui concurs că avem nevoie sau în baza unui interviu pe care avem nevoie. Da. Și am ajuns și la ce faceți de fapt. Vă spuneam că acest startup social, de fapt, este latura socială, să spun, a unei întreprinderi mai mari, care înseamnă producție de izolație celulozică, producție și instalare de izolație celulozică. Firma se numește Fibratus Ecoul, produce de câțiva ani buni, dar cu seriozitate din 2017-2018, izolația celulozică este un produs de izolare termică și fonică. El este comparabil cu celelalte tipuri de izolații de tip premium, să spun, în sensul unei conductivități termice destul de scăzute, adică rezistivitate termică mare. Nu intru în detalii tehnice aici. Nu, dar de fapt ce este ea? Este un material pulverulent,
Așa. Este celuloză din hârtia reciclată. Deci, aici vreau să ajung. Deci, practic, dumneavoastră, reciclați hârtie. Hârtie sau carton sau ambalaje de hârtie și carton. Ele sunt prelucrate, sunt defibrate. Și după defibrare se face cu un amestec de săruri borice, borax și pentaborat de sodiu, care îi conferă proprietăți inifuge, antifungice și ulterior este împachetat și vândut sau instalat. Da, aveți, am văzut și niște aparate cu care se... Exact, este o mașină de insuflare, blowing machine, îi spun cei din vest. Așa. Deci, practic, răspunde și unei alte nevoi. Că foarte multă lume, știți cum spune, nu mai duc hârtie la... Cum era pe vremuri, la DCA. Da? Da, nu mai duc da. Hârtie la DCA, că nu-mi dă nimeni niciun ban pe ea. Sau, mă rog, chestii de genul acesta. Ei, răspunde și unei nevoi. Reciclarea unui produs care chiar există. Sigur, economie, până la urmă este economia circulară. Cel care vorbea... Se vorbea în noiembrie 2020, februarie 2021 la Comisia Europeană și care este planul de redresare și reziliență până la urmă adoptat de Parlamentul European. Dar vreau aici să vă precizez că în studiul Eurostat, sau în statistica Eurostat 2017, România recicla 70% din hârtia care era hârtia și cartonul introduse pe piață. Comparativ, celelalte state au nivele de între 60 și 85%. Țările nordice și Beneluxul au 80-85%, iar Italia, Spania, care sunt latini ca și noi, au 60-60%. Oricum mult ridicat față de nivelul Bine, aici mai e și proporția în care există hârtie de reciclat. Cât există la ei raportat la numărul de locuitori și cât există la noi, știți? Da, da, e adevărat. Numai că aici intervine și o chestiune de educație, dar, cum spuneți dumneavoastră, din rațiuni care sunt ecologice, să spun, devansate față de aplicarea lor în România, folosesc mai puțin plastic, mai multă hârtie și așa mai departe. Din acest punct de vedere, sigur, România încă mai are mult de recuperat, mai ales că această reciclare a hârtiei este importantă și din punct de vedere mediu, pentru mediu, pentru că, practic, o tonă de hârtie reciclată înseamnă 17 arbori care nu sunt doborâți. Înseamnă, pe de altă parte, o modalitate de sechestrare a bioxidului de carbon. Sechestrarea aceasta, care este o noțiune relativ nouă, este determinată de faptul că arborii rămași în picioare, cei 17 care produc discutăm, oxigen, da. Magazinează și exact CO2-ul și prin fotosinteză eliberează oxigen. Însă, ceea ce este la fel de important este că în momentul în care ai tăiat acești 17 copaci pentru o tonă de hârtie, întreaga cantitate de carbon se emite în atmosferă. Deci tot ce a fost sechestrat se emite. Ori, sigur, acesta este unul dintre lucrurile cunoscute cauze pentru încălzirea globală și alte efecte de mediu. Deci, eu înțeleg așa, că dumneavoastră aveți acea societate mai mare, Fibratus, Ecoul, da? Și ați aplicat pe această posibilitate, pe acest grant, da? Tocmai ca să facilitați asigurarea unui personal pe care îl pregătiți dumneavoastră provenind dintr-un mediu defavorizat. Exact, da, exact. Vulnerabil. Cred că sunt extrem de multe societăți în județ care au nevoie de personal și știm cu toții care e povestea cu personalul acum. Avem foarte multe persoane din medii defavorizate care ar putea fi preluate și pregătite. Numai noi am scris o groază de texte cu oameni care, familie care, tatăl, deci șeful familiei, tatăl, lucrează prin Ardeal și vine odată la 6 luni și are 6 copii și soția singură. Mă rog, probleme. Și își căuta de lucru în județ și nu găsea, culmea, în domeniul ăsta, chiar întâmplător, care vă ocupați dumneavoastră. Ei, deci, cred că ar trebui chiar și dumneavoastră, cum ați făcut astăzi și ați explicat lucrurile astea, poate ar trebui să încercăm să multiplicăm acest exemplu. Aveți știință, mai sunt și alte societăți în neamț
care... Întreprinderi sociale erau la data la care ne-am înregistrat noi ca întreprindere socială în decembrie 2020, erau 9 întreprinderi sociale. Și câte funcționau? Întreprinderi sociale de inserție, una singură, cea de care discutăm astăzi, Izocel Prodestal, al cărei antreprenori sunt. Nu sunt singurul antreprenor, suntem 5 asociați în această întreprindere. Un asociat este un olandez care are mare experiență în management, dar și în aceste aspecte sociale, pentru că până la urmă trebuie să învățăm și modul de distribuire a acestor servicii sau oportunități sociale pe care le oferim. Au și ele un grad de educare în modul în care sunt furnizate și pentru rezultate cât mai bune. Și o finlandeză cu care colaborăm tot la fel, cu olandezul colaborăm de circa 15 ani, iar cu finlandeza de vreo 10 ani, care lucrează la Technopolisul, care este în contact cu Technopolisul Nokia din Finlanda și care la fel are mare expertiză și în izolația celulozică, dar și în aceste aspecte sociale. La ei, de exemplu, acum este o mare preocupare pentru restaurarea tot ce înseamnă casă, imobil, istoric, indiferent de data la care a fost construit, prin fonduri care nu sunt guvernamentale, sunt fonduri private și prin alocări poate minimale din partea unor persoane fizice. Ori, tocmai aceste persoane, într-un fel, ne-au ghidat și la aplicarea pentru un asemenea proiect. Aici aș vrea să spun că în 2018 am început și în 2020 am finalizat în decembrie, am achiziționat o instalație nouă de izolație celulozică din Finlanda, am avut una care acum este în Spania, și care produce circa 800 de tone de izolație celulozică pe an, pe un schimb, lucrând pe un schimb. Consumul de izolație celulozică astăzi în România este cam de 4.000 de tone pe an. În 2019 era în jur de 2.500. Deci crește, crește. Comparativ, de exemplu, Finlanda consumă cam 120.000 de tone pe an, produce cam 1.000.000 de tone, sunt cei mai mari producători, de asta ne-am și asociat. Fibratus Ecoul este o societate româno-finlandeză în care asociații finlandezi au o cotă de control. Norvegia și Finlanda, care au 5 milioane și ceva de locuitori, consumă în Norvegia, de exemplu, cam 20 ceva de mii de tone. Suedia, care are aproape dublu, 9 milioane și ceva de locuitori, consumă circa 40.000 de tone de izolație celulozică. Ori la noi consumul intern este relativ modest, încă pentru că este un început. Început de ce? Pentru că arhitecții români nu cunosc acest produs, pentru că facultățile de construcții nu predau elemente profesionale, spun, cu privire la acest produs și pentru că reciclarea hârtiei este așa cum este, pentru că asemenea instalație ca cea achiziționată de Fibratus Ecoul este destul de scumpă. Costul ei este de 280.000 de euro, de exemplu. Numai ca să o achiziționezi. Ca să o achiziționezi. Urmă, ca să o pui, ca să se aduce energie electrică și așa mai departe. Ajunge undeva la 400.000 exact, de euro. Exact. 400 cu imobilul de amplasare, cu 500.000 de euro. Adică categoric. Nu e chiar simplu. Nu este simplu. Noi le-am asigurat din fonduri proprii, dar le-am avut. În mod normal, dacă nu le ai, sigur trebuie să te duci să împrumuți și atunci... Orice lucru de genul ăsta induce un risc, mai ales un startup, să spun, este un lucru riscant, pentru că este un fapt arhicunoscut că primii 2 ani sunt o groapă a morții pentru startup-uri, mai ales având în vedere faptul că fluxul financiar este deficitar la început și contează doar ceea ce se numește în limbaj organizațional semințele, seedurile care sunt puse la început de acționari sau asociați, dar care sunt departe de a asigura un flux financiar necesar unei bune desfășurări. Din acest motiv, din această groapă a morții, numai 10% dintre startup-uri funcționează. Ori în momentul în care te apuci de un nou produs, sigur, discutăm de un startup. Eu, în timp ce dumneavoastră vorbeați, am căutat care sunt avantajele izolației celulozice. Și îmi dau seama că e aberant, cum spuneați dumneavoastră, să nu fie folosită din moment ce, din ce văd eu aici. Deci, spune așa, poate fi folosită pentru inclusiv soft asfalt, adică asfaltul supus la cicluri severe de îngheț-dezgheț și care conține 4-8% vată celulozică fabricată din deșeuri de carton, fără boric și borax. Da. Germania folosește în mod curent, la înălțime, de exemplu, în zona alpină, utilizează acest tip de asfalt
care nu permite, practic, la, în momentul dilatării, nu produce fisuri, chiar atât dilatarea care o face asfaltul în mod obișnuit. Fisuri, în așa fel încât să înghețe apa și înghețând să disloce conductivitatea asfaltul. Termică a fibrelor este mai bună decât cea a izolațiilor clasice cu vată minerală sau polistiren. Este, într-adevăr. Proprietățile fizice ale celulozei permisă nu lase zone de aer libere care ar putea reduce eficiența izolației termice. De ce? Pentru că este un material pulverulent și în momentul în care aceste mașini insuflă în toate zonele care ar permite un transfer termic necontrolat. Și că ar aduce economii de încălzire de până, 50, de până la 50% din izolațiile obișnuite. Adică, în mod normal, ar trebui să faci, nu știu, să faci lucruri... Să îndemn lumea să folosească așa ceva. Știți că noi am schimbat sau adus această instalație nouă din Finlanda pentru că la momentul, în prezent în România sunt 4 producători, noi fiind unul dintre cei 4. La momentul 2019-2020 am realizat că cererea care ne se adresează este cu mult mai mare decât puteam produce. Și atunci, sigur, am lăsat-o sub apă pentru export în momentul în care consumul intern nu este satisfăcător momentan. De cererea internă, ne spuneați. Cererea internă este mai mare. Pentru că interesul pentru export este limitat, pentru că interesul este de a dezvolta instalarea în România, nu instalarea în... Adică nu vii să faci o investiție din Finlanda în România ca să exporti Exact. Și a rămas ca o supapă pentru un export în Norvegia, Danemarca, Finlanda și în care mai practicăm în momentul în care consumul intern nu este suficient. Dar vorbim consumul intern momentan, pentru că, de exemplu, în perioada de iarnă este o perioadă de vârf în țările nordice, în care se construiește foarte mult și se utilizează izolația celuloză foarte mult, ori la noi iarna este o perioadă de amorțeală în acest sezon. Ei construim până la minus 27 de grade. Ori noi nu suntem obișnuiți pe la asemenea temperaturi. La temperaturile alea noi oprim totul. Da, iar această izolație celulozică mai are, eu știu, două avantaje, să spun, sau un avantaj și un aspect de egalitate. Avantajul este că inerția termică a izolației celulozice este mai mare decât a izolațiilor clasice. Izolațiile clasice la aceeași grosime au 12 ore de inerție termică, adică timpul în care temperatura exterioară poate ajunge la același nivel cu temperatura interioară, iar izolația celulozică 18 ore. Deci, ca urmare, inerția termică este mai mare. În același timp, însă, nu este un produs premium, ci este un produs care, aplicat, are același preț ca polistirenul, ca izolația din vată minerală sau vată bazaltică sau vată produsă de Knauf, o vată, să spun, specială, cam 70 euro pe metru pătrat. Însă manopera este infinit mai mică. De exemplu, în mod obișnuit, o izolare cu izolație celulozică pentru o casă, pentru un acoperiș care are 240 de metri pătrați, înseamnă cam o zi jumătate, ori o echipă de muncitori, ca care să spună, înseamnă polițier. Cam o săptămână. Știți? Da, da. Și vă spun că aspectul acesta a fost extrem de interesant la Bistrița Năsăud, unde după terminarea acestui proiect, instalația pe care o avem închiriată pentru acest izocel prodinstal din Finlanda, o vom muta în Bistrița Năsăud și vă spun imediat și rațiunea. Am făcut o demonstrație de instalare și vreau să vă spun că după câteva zile noi am început să primim telefoane de oameni amatori să instaleze asemenea izolație. Principiul acolo funcționând unul extrem de interesant. Păi dacă ăla și-a pus, ce eu sunt mai prost? Exact, dar acolo este o chestie care funcționează. Da. Și chiar discutând și zic, domnule, dar spuneți în suprafața să vă spun un preț. Zice, domnule, zice, indiferent de preț, vreau și o izolație din aia. Zic, acolo este altă mentalitate, știți? Și montăm și ne ducem în zona, în zona respectivă. De ce? Pentru că acolo, și sigur, n-aș vrea să facem politică aici, dar vă spun că unul dintre lucrurile extrem de importante pentru antreprenorii industriali este de a găsi o locație cu facilități și utilitățile necesare. Nu mă refer neapărat la spațiu, care nu este foarte scump, dar energia electrică, care este o problemă extrem de importantă, de exemplu, la nivelul municipiului, nicăieri nu poți instala ceva care să consume mai mult de 23-25 de kilowați pe oră. Uite, asta este o informație extraordinar de interesantă. De ce? N-avem putere? Nu, pentru că ceea ce înseamnă rețeaua publică nu poate asigura o putere mai mare. Nu poți extrage de rețeaua publică, fără să dezechilibrezi consumatorii ulteriori, o
cantitate de sau putere de putere electrică mai mare de 20 de kW. Și asta în mod special, să spun, în mod obișnuit poți 5, 6, 7 kW. Ori instalația nouă, de exemplu, pe care am adus-o noi din Finlanda, consumă 110 kW. Are putere instalată de 110 kW, deci consumă 110 kW pe oră și cealaltă are 70. Deci automat 200 exact, aproape. Trebuie să te duci undeva. Acum, sigur, nu discutăm de municipiu, unde și aici municipiul nu știe încotro se îndreaptă. Și vă spun, oamenii care ne întâlnim în calitate de avocați de data asta în țară, spune, Piatra Neamț a fost un oraș frumos. Și nimeni nu spune, domnule, Piatra, ce oraș frumos. Ce oraș, ce frumos a fost orașul ăsta. Iar din punctul celălalt de vedere al autorității publice județene, aici n-a fost capabil să organizeze nici până în prezent un parc industrial. Cam peste tot unde există asemenea facilități s-au organizat mai mici sau mai mari parcuri industriale care asigură asemenea utilități. Pentru că, vă dau un exemplu, am avut un punct de lucru la Rosnov care avea un transformator în apropiere și care avea o putere de 250 kW, deci putea să asigure ce avem noi nevoie, cu toate că acest punct de transformare se găsea la circa 250 de metri de locul de consum, investiția necesară era de circa 40.000 de euro ca să aduci înăuntru, ne mai vorbim de ceea ce ar fi trebuit să faci înăuntru ca funcționabilitate, ca funcționalitate pentru rețele, conectare, ori în momentul în care faci o investiție, o asemenea, indiferent de mărimea investiției, 40, 60, 80 de mii de euro, iar în municipiu, în interiorul municipiului, ca să faci un asemenea branșament, înseamnă o distanță de 50, 70, 100 de metri, 200 de metri, care la fel înseamnă 60, 70, 80 de mii de euro. Ori niciun investitor, niciun antreprenor nu este dispus să aloce o asemenea sumă pentru o branșare de energie electrică, în loc să investească într-o zonă utilă, care după aceea să poată fi recuperată. Asta e o investiție pe care o faci, o predai ulterior distribuitorului de energie electrică. Până la urmă te gândești așa și spui, băi, eu tot consum curent și îl plătesc. Mai fac și investiția când s-ar putea asigura lucrul ăsta. Sigur. Da. Și sunt zone care în municipiu, de exemplu, este zona Străzii Dumbrava, unde au fost fabricile, dar acolo este o situație extrem de încălcită din punct de vedere juridic. Superficie peste superficie, este greu de plantat ceva acolo. Iar zona remanentă, la fel industrială, care este Dumbrava Roșie, care este în prezent ocupată, dar Săvineștiu, Rosnovul, de exemplu, care pot asigura, au rămas, din păcate, lipsit de... Și în județul Neam nu știu să existe un asemenea parc industrial. Trec ades, lucrez cu Bistrița Năsăud, cu Clujul ca avocat și sunt peste tot parcuri industriale mai mari, mai mici, care au un grad de ocupare suficient. Mulțumesc autoritățile publice locale. Adică cred că ar fi necesar. Și asigură și locuri de muncă, exact. Asigură fluxuri de tot felul. Exact. Este o pasivitate care ne costă. Întrebare. De unde vă procurați materia primă, inclusiv de la persoane fizice? Inclusiv de la persoane fizice. Noi suntem și colectori. În general, asemenea cantități nu putem colecta noi. Noi producem pe amândouă instalații. Așa, pe lună. Cam 80 de tone pe lună. Nu putem asigura colectarea la 80 de tone pe lună. Primim cu plăcere de la persoanele fizice, mai ales că sunt vectori direct, să spun, în această reciclare de hârtie, dar în general de la colectorii care sunt privați. Am înțeles privați. Că peste 300 de kilograme asigurați dumneavoastră. Sigur. Deci unde există o cantitate de 300 de kilograme de deșeu de hârtie, dumneavoastră mergeți și-l luați. Și bineînțeles că și achitați un sigur cost. Că da. Sigur. Da. Deci pentru cei doritori care vor... Sigur. Deci... Și instituțiile publice. Vă spun că de curând, de exemplu, primim de la Prefectura din Cluj materii primă, care sunt buletinile de vot, care nu au ce face. Și există o hotărâre de guvern care spune că aceste trebuie distruse în mod controlat. Și atunci, sigur, că vin cu jandarmeria încoace, noi le prelucrăm. Din Cluj. Din Cluj, da. Prefectura noastră este mai pasivă. Probabil că nu are atâtea buletine de vot. Dar culmea că cei din Cluj au 60 de tone. Știți? Pe de altă parte, Inspectoratul Județean de Poliție, cu care colaborăm foarte bine, când au de distrus documente și au cantități mari de distrugere de documente, la fel, pe baza unui contract, transportul este însoțit de reprezentantul IPJ-ului și stă până când această hârtie este defibrată. Da, exact, ca să fie sigur. La fel, băncile. Avem un contract cu câteva bănci și la fel
vin la noi, le defibrăm ca să fie sigur de confidențialitatea operațiunii. Da, este, într-adevăr, este foarte interesantă chestia asta. Deci câtă hârtie se consumă în țara asta, și asta este o altă poveste, deci la instituții publice, da, e o soluție de a le, de a le folosi. Da. Și, de exemplu, sunt, sunt pionieri în domeniu, la Cluj, sunt două clădiri de birouri administrate de aceeași firmă care au obținut niște finanțări europene, unul dintre criterii fiind zero deșeuri. Și atunci sunt dispuse să aducă gratis hârtiile care se adună din birouri, din de la șervețele, de la orice. Numai cineva să le utilizeze, pentru că este o condiție esențială în finanțare. În obținerea finanțării, exact. Da. Știți? Deci clădiri de birouri cu deșeuri zero. Asta este un obiectiv. Deci zici că este altă lume. Da, 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 da. Da, zici că este altă lume. Într-adevăr, sunt. De asta și în București și Cluj, cererea de izolație celulozică este cea mai mare. Și în Timișoara, numai că fiind o marfă de volum, este destul de mare costul ca să o duci până acolo. Până acolo. Da. Da. Și la Cluj e destul de mare, dacă stai să te gândești, având în vedere pe, ce, pe unde trebuie să mergem. Este, dar știți, ceea ce vine din, din afară, produsul are cam același preț, indiferent unde în Europa. Problema este de transport. Calitatea este cam aceeași. Nu există mari variații, pentru că este o agrementare tehnică, nu există un standard european, dar agrementările tehnice naționale sunt destul de echivalente. Și fără această agrementare tehnică, sigur, sau aprobare tehnică europeană, nu poate fi băgată în operă, adică în construcție. Bun. Deci, eu am cam înțeles conceptul, sper că l-au înțeles și cei care ne urmăresc. Când credeți că vom asista la o explozie unor asemenea întreprinderi sociale de inserție și în zona noastră? Vă spun tot din experiența Clujului, pentru că astăzi, de exemplu, în România sunt circa 1250 de întreprinderi sociale, din care neamți numai 8 sau 9, după câte știu eu. Iar de inserție, cred că sunt 200 și vreo 80 în toată țara. Din ceea ce am văzut la Cluj, acest val a pornit acum vreo 6 ani, pe considerente, chiar dacă legea a început să aibă aplicabilitate, spun să aplicat din 2018, considerentele au fost preluate anterior, pentru că au, la fel au beneficiat de niște finanțări europene. Știți? Și la ei trendul, care este un trend ardelenesc, adică nu este foarte accentuat, dar este constant, crescător, a început undeva în 2014-2015, iar în prezent, de exemplu, au, după câte știu, 67 de întreprinderi sociale și câteva 12 sau 14 de inserție deja. A, acolo este cineva care se și ocupă cu... La fel și Oradea, la fel și Oradea, să știți, Bihor. Întrebare, ce garanție are izolația? Garanție, începe lumea să întrebe. Da, există un agrement tehnic și o aprobare tehnică europeană. Garanții. Noi dăm garanții cu privire la, dacă o instalăm noi, sigur, dăm și garanție de instalare. Garanția de instalare înseamnă cam 3 ani din modul în care o instalăm noi. Însă am participat în Finlanda la o dezafectare a unei instalații puse de ei în operă acum 27 de ani. Era cu tasare 3 cm la 3 metri, deci practic insesizabilă, iar proprietățile erau intacte. Singura, eu știu, singura problemă care ar putea apare la izolația celulozică este în momentul în care este un incendiu și ea se udă. Pentru că atunci, sigur, udarea la incendiu nu este o udare de o absorbție obișnuită de apă, ci este posibil o inundare și atunci, sigur, este afectată. Dar altfel este pe viață. De exemplu, sunt case care le-am văzut izolate acum 60 de ani, cu izolația adusă din Statele Unite. Da. Vă mulțumesc pentru participare și eu personal îmi doresc să văd cât mai multe exemple de genul acesta. O să căutăm și o întreprindere socială care funcționează în neamț, să vedem cum funcționează ei, ce fac. Noi astăzi de inserție. Vă doresc baftă și să urmărim în timp cum funcționează lucrurile și la dumneavoastră. Ca să ne dăm seama cam care este finalitatea acestui mecanism, care poate rezolva niște probleme sociale în timp. Eu vă spun drept că le-aș recomanda cu toată onestitatea și transparența necesară
antreprenorilor care nu folosesc mai mult de 50-60 de angajați, de exemplu, să caute resurse, să caute proiecte pentru asemenea tip de întreprindere sociale de inserție. Necesită o resursă financiară. Da, în primul rând financiară, da. Însă poate asigura forța de muncă deficitară, pentru că au fost plecați 4 milioane jumătate de români, s-au întors 1 milioane jumătate. Nu-i vedeți pe piața muncii, mai au încă rezerve. Și nu vin la angajare. Da, așa și își pot crea o resursă de forță de muncă fără care o dezvoltare sau o strategie de dezvoltare pe următorii 4, 5, 6 ani nu poți face fără să asigura resursa umană. Degeaba faci o investiție materială dacă nu ai resursa umană care să o deservească. La fel și noi, ne dorim să producem 1600 de tone, asta înseamnă două schimburi, ori pentru două schimburi înseamnă să ne pregătim resursa umană. Varianta aleasă și găsită de noi și care este o cale foarte bună pe care o recomandăm, sunt persoane din grupul vulnerabil. Da. Vă mulțumesc, vă doresc cele bune. Oameni buni, mâine la ora 8.30 am fost anunțat că din partea primăriei municipiului Piatra Neamț a venit managerul orașului, city managerul, domnul Vlad Muscalu. Îl așteptăm cu plăcere să discutăm lucruri care ar interesa populația din municipiu și nu numai, ci și din zona înconjurătoare. Vă doresc cele bune, o zi frumoasă, numai bine!